Capela Întâmpinarea Domnului din cadrul Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, din municipiul Galați, și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În alt preasfințitul Părinte Casian a sfințit astăzi icoanele împărătești de pe catapeteasma capelei. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie de Hram. La slujbă au participat oameni de cultură, profesori, reprezentanții unor instituții muzeale din municipiu și credincioși. La 40 de zile, de la luminoasa prăznuire a nașterii după trupa Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în peștera Betleemului. După rânduielile legii, pruncul a fost purtat pe brațele preasfintei mame nascătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, pentru a fi primit și purtat pe brațele sfințite în caerul secular al așteptării mântuirii tuturor neamurilor, Sfântul și Dreptul Simeon și noi, în Biserica lui Dumnezeu, cea adevărată, cu toți și cu toate neamurile suntem chemați astăzi, cu chemarea Sfântă. Veniți, toate neamurile, pe Hristos să-L vedeți în lumină, pentru minte, pentru suflet, pentru inimă, pentru sănătate, pentru frăcietate, pentru solidaritate, pentru unitate, după Sfânta Liturghie, în alt preasfințitul Părinte Casian a oficiat un parastas pentru episcopul Partenie Clinceni și pentru artistul plastic Sergiu Dumitrescu. Capela Întâmpinarea Domnului a fost sfințită de prefericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 27 noiembrie 2014.